Argo, un pic de tăiere. Ce căutăm la ele? Căutăm mugurii ăștia frumoși, care au cel puțin lungimea unui deget. Ăștia trebuie să rămână. Dar eliminăm cei mic. Și aici, ne uităm, astea n-au decât mugurul ăsta. Pentru lăstarul ăsta nu merită să ținem toată treaba asta. Atunci o curățăm. Curățăm tot ce-i cu mugurul. Din ăsta foarte mic. Am și ajutor aici. Aici, vezi, nu ai nimic pe el. Ai niște muguri care nu o să-ți facă și o cureți. Aici, la fel, singurul care e bun e ăsta. Și atunci, dacă e bun ăla, lăsăm ăla și curățăm astea la alte mici. Toate. Pe lângă el, curățăm toate. Și ăsta, de aici încolo, are fruct. Aici, la fel. 1, 2, 3, 4 care-s buni. Curățăm astea și lăsăm ăștia frumoși. Pentru că ăștia duc la producția de calitate. Aici sunt vârfurile. Vârfurile astea uscate sau care au produs, le tăiem. În rest lăsăm. Tot ce e mic, de genul ăsta, dăm jos. Și aici. Cu produs, astea lăsăm. Aici sunt numai muguri frumoși. Vârfurile l-am tăiat și tot ce e sub un deget, dăm jos. Aici. Vezi, aici n-ai muguri decât foarte, foarte mici. Nu are rost să mai lăsăm. Același lucru și aici. De jos, astea subțiri, nu le lăsăm ca să pornească toată puterea în plantă. Cu asta terminat, trecem aici. În partea asta, vârful, care e asta, n-are ce căuta. Și atunci, dăm jos astea mici, destul de ușor, cu mânușă, merge foarte ușor. Vârful tăiat și uite aici ce frumos este și asta. La fel și aici, cei mici, dăm jos. Și vezi că nu ai producție. N-are rost să ține și fără mică, dai jos. N-are, vezi? Sunt mici. La fel și aici. Te uiți unde ai producție pe ea. Nu prea ai, decât de unul. Și pentru că e lăstar nou, îl curățăm. Nu îl lăsăm. Aici ăsta n-are nimic. Tăiem. La fel și ăsta. Curățate. Ai lăstarii doar de producție pe ea. Ce e cu lăstarii?